seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu. Domnule Cristoiu, bună seara! Bună seara! A venit iarna. Vă mai place iarna, domnule Cristoiu? Este surogat de iarna. Iarna e cea care se înnămesc de un metru. Da, poate ar trebui discutat într-o emisiune, că nu e chestie. Până la urmă, noi cei din zona asta avem un ritm dictat de iarnă. Da. Acum nu mai e. Că normal era să fie nămeți, așa, să ningă, dar mă rog. Aveți nostalgia iernilor de altă dată? Mai sunteți copil când e iarnă? Nu, n-am, pentru că la un moment dat m-a împredă tot așa ningea și am întrebat la Dinescu, erau prieteni, și a zis, uite ce frumos, da, mă zice, dar o să fac o freșcă iară, așa și la iarnă mă gândesc la asta. Acum, e... dincolo de asta, chiar e nevoia de iarnă, e o chestiune și de sănătate, și de ritm biologic, da. Iesă, da. Vorbeați despre un surogat de iarnă. Voiam să vă întreb dacă protestul agricultorilor s-a transformat într-un surogat. Este unul dintre subiectele noastre din această seară. Vom discuta și despre... premiul pe care orașul Timișoara i l-a acordat Maiei Sandu, președintei Republicii Moldova, și despre acordul bilateral România-Ucraina, despre care au început să discute oficialii români cu cei ucraineni la Davos. Așadar, se transformă protestul agricultorilor într-un surogat de protest? Depinde la ce vă referiți. Cel aprobat de Nicușor Dan este un protest fantasmagoric. Cred că poate intra în istoria aberațiilor. Deoarece e foarte simplu. Deci un domn a venit și a spus eu vreau să obțin autorizație de ținerea 3 zile a unui miting cu 5.000 de oameni, 100 de camioane și 100 de cap tractor în piața Constituției. Și nimeni nu l-a întrebat, că așa spune legea, mata ce reprezintă, adică nu poate să vină un avocat persoană particulară. Am înțeles că sigur că... Dar el nu a venit, că fiind din partidul doamnei Șoșoacă, încă o dată, e foarte important, în presă nu se prezintă. El nu a venit să spună, noi... cei de la AUR sau eu și încă de vreo... De la SOS, nu? Nu, da, de la SOS. Eu și încă vreo 1.000 de oameni vrem să venim, să demonstrăm, să fim solidari cu fermierii și transportatorii care protestează la afumașii în diferite... Nu îi solidari. El a spus că, având în vedere că ăia nu cer, că ei n-au cerut autorizație, el le cere el. Nu există așa ceva. Iar unul Nicușor Dan, primarul capitalei, e dat. Și discutam, spuneți-mi acum noastră care spunea e realitatea. Spunea că a întrunit condițiile legale atunci când a solicitat acest meeting și atunci, la fel ca mii de alte meeting-uri și proteste, le-a aprobat. Pe mine, eu am văzut ieri, m-am trezit de dimineață cu grijă să văd ce se întâmplă în piața Constituției. Și toată ziua, toate știrile au fost acolo, este, n-am reușit să ajung, este un singur tractor. Mi-am amintit de alegerile din 2009, când eram jurnalist destul de proaspăt, la prezidențiale mi-au zis așa. S-a dat pe Twitter, nici nu aveam Facebook, dar începuserăm să avem Twitter, vezi că se strâng în piața universității. Du-te să vezi ce e acolo. Nu știam cine se strânge, cum se strânge, m-au trimis în piața universității, unde eram eu și mașina de jandarmi. Și i-am sunat și le-am spus, sunt eu și mașina de jandarmi. Mai stai. Am mai stat vreo 2 ore, am rămas tot eu și mașina de jandarmi, mi-am întrebat. Nu vă supărați, m-am recomandat, m-am prezentat. Ce așteptăm? Ce așteptați și dumneavoastră? Nu știm. Cam la asta m-am
M-am gândit ieri când am văzut că există un singur vehicul în piața Constituției, dar cu siguranță, mitingul fiind aprobat pentru 5.000 de oameni, 100 de capete tractor, 100 de camioane, a fost poliție, jandarmerie, nu? Mașini. Adică mașini. Mașini care trebuia dislocat un dispozitiv de securitate. Cine plătește? Noi. Noi și încă o dată precizăm... Deci, mai poate de acord, nu este vorba de un miting legal. Legea adunărilor publice este foarte clară. De ce este foarte clară? Ea cere ca cel care, care cere, e și organizator. Și dacă e organizator, îl întreb, ce reprezinți? Pe matale, pe familie, pe ăla, pe ăla, pe ăla... Un partid. Există partide care îți trimite avocați. El trebuia să vină și să spună lui Nicușor Dan, domnule, noi, cei de la AUR și alți simpatizanți, am hotărât să facem o manifestare de solidaritate la care, sigur, noi având în vedere că avem tractoare disponibile, o să vină și tractoare și astea. Nu, încă o dată, potrivit lui Nicușor Dan, el a venit și a zis, vrem să obținem un loc, uite, da, o piață pentru eventualitatea că ei vor veni. Nu se poate așa ceva, problema la el nu e a lui. Problema este a lui Nicușor Dan. Nicușor Dan este primarul capitalei. Cum spune noastră, el răspunde de bani, că noi cheltuim bani, piața e blocată, da? Și el răspunde, el nu este primarul libertății de expresie. Când zice, la fel cum am aprobat mii de alte dar nu mă interesează meeting-uri. Pe mine să-mi aprobe sobe. El e primarul capitalei ca să ne apere pe, nu cum să spun, că are grijă de interesele bucureștinilor. În cazul de față, admițând că veneau cele 100 de tractoare, ele făceau pulbere în București, iar acum au blocat niște forțe și o piață în București. De ce? Tot n-am înțeles. Știți, e o vorbă în popor, se spune că prost nu e ăla care cere, prost e ăla care dă. De asta să nu e prost, Mișoara. După părerea mea a primit ordine. Eu îl știu bine, mă, Nicușor Dan. Și aici, cred că am zis, și toată lumea m-a înjurat. Întotdeauna l-am considerat până acum pe Nicușor Dan, l-am apreciat că nu-mi părea politicianul care să ne păcălească. Mă ține, bă, zic, Nicușor Dan, cum o fi el, că se scarpe în cap, că nu doarme, că... Dar nu e șmecher. Acum a fost șmecher. Deci acum, cel puțin pentru mine, care... Bun, a fost odată șmecher atunci când a aprobat acest protest, deși probabil că știa, că informații avea, că nu va funcționa și că nu vor merge oameni. Dar până unde a mers circul astfel încât aseară să spună îl voi suna pe organizator... Să-l întreb dacă vrea să continue. Păi cum să nu îi retragi tu autorizația? Cum să nu faci ceva? Cum să ții oameni blocați pentru un protest inexistent? Nu, și în s-a declarat că organizatorul n-a vrut, dar dumneavoastră observați personalizarea relației oficiale. De ce să-l sun el? Cine? E familia lui? Noi le convocăm ăla comisia aia și îl chemăm pe 8 că îl sun. Alo, mai vrei să faci demonstrații? Păi ce? El e București, familia lui, deci potrivit legii, dacă el vedea asta, convoca comisia și ăla îl chema pe ăla oficial. Băi, neagurițe, mai vrei sau nu mai vrei? Sau dacă vrei, poți să retragi. Și l-am sunat. Bravo, mă! Pe mine, pe noastră, vă sună? Nu. Nu mă sună, nu. Nu, nu. Nu ne sună. De fapt, în București nu cred că ne sună. Că... Nu. Nu. Am încercat. Da, vă tai apa caldă, stați că nu mai aveți nu, căldură. Nu, încă o dată, repet, acum dacă vreau chiar o chestie sinceră. În ultima vreme eu l-am apreciat tocmai pentru că am făcut și o întreagă teorie că mi s-a părut genul de de primar care nu face politică. Adică eu sunt sătul până în gât de gen, nu știu, Marcel Ciolacu. Și mai chiar. Băi, simpatic, dar nu zic, băi, zic la Nicușor, Dan e genul de om care nu te poți duce la el și spun șeful, cum zic ăștia, un suruș. Boss. Boss, nu, șeful. Am și eu acolo o afacere cu niște semințe de dovleac, nu vrei? Și el zice, bine mă,
Nu, am zis, bă, e om și iată vine și mă face pe șmecherul. Domnișoară, mai avea o explicație. Dacă în fața primăriei venea Diana Șoșoacă și de dimineață până seara zberea cu o trompetă și cu partidul, bă, spunea, vrem demonstrație, vrem demonstrație. Bă, zici, la un moment dat spunea, bă, n-am avut ce face, nu mai puteam lucra, că ea strigă tare, avea și trompetă. Dacă protestatarii rugau pe partidul doamnei Șoșoacă, bă, obțineți-ne autorizație. Dar ne tam ne sam. Domnule Cristoiu, dar mai e un aspect. Am văzut că protestatarii cei de la afumați s-au dezis de doamna Șoșoacă atunci când a fost acolo și de domnul Simion. Vorbeam săptămâna trecută și despre prezența domnului Simion la Constanța, care a fost respinsă. Dacă Nicușor Dan intenționat a permis acest meeting ca să discrediteze SOS și... Nu. Două sunt intențiile lui și el știa. Prima și cea mai importantă a fost să-i sară în ajutor lui Ciolacu, pentru că, dacă vă uitați bine, această comedie, că era clar că este, a împins în plan secund protestul real. Toate televiziunile s-au ocupat. Dă Șoșoacă, ce-a făcut, ce-a zis cu tare, da? Deci câteva zile domnul Marcel Ciolacu a fost eliberat, foarte important. De fapt, noi ieri am văzut, toată media a fost despre protestul la care nu a participat nimeni în Piața Constituției, dar de fapt, la nivel național, în mai multe orașe, dar au fost proteste, dar nu le-am mai văzut. Se numește în șmecheria politică incendiu care contracarează incendiu. Adică se spune până și toți consilierii de imagine, cel care a și scris cum ar veni nou prinț, mari consilieri americani, când în momentul în care a fost consilierul lui Clinton în timpul scandalului și a spus că una din soluții e să creezi altceva. Deci a fost clar creat, pentru că n-a mai avut forțea și în al doilea rând a compromis mișcarea în sine. Dar cine are interes să compromită? Dacă ați observat, această mișcare este împotriva cerealelor ucrainene. Multe lucruri. Ai noștri cum sunt, n-au avut curaj. Și atunci bănuiesc că și Nicușor Dan a primit ordin pe linia, știți, aia, rațiune de stat, ați văzut filme, rațiune de stat, ăla trebuie să moară. Așa a fost și este nedrept, adică din punctul acesta de vedere că totuși era un protest real, un protest sincer, dar trebuiau 2-3 zile abătută atenția, e foarte greu să reîncarci mediatic o temă. Asta nu înseamnă că protestatarii nu au obținut lucruri, agricultorii au obținut lucruri, inclusiv promisiunea ministrului Florin Barbu că va cere el demiterea comisarului european. Discutăm după pauză despre asta? Da. Revenim în câteva minute. Revenim la gândurile lui Cristoiu. Domnule Cristoiu, se stinge protestul de la noi, dar continuă în Europa. Astăzi au fost autostrăzi blocate în Franța, după ce acum 2 săptămâni fuseseră proteste în Germania. Nemulțumirile agricultorilor europeni sunt multe. Ele țin în mare parte și de Green Deal, Pactul European pe Mediu, care le impune lucruri. Unele dintre ele contestate și de fermierii de la noi. Cum ar fi două proiecte pentru care fermierii români au avut derogare anul trecut. Unul ținea de o suprafață de teren care este obligatoriu să fie lăsată pârloagă
și de irigații, domnul Barbu le-a promis fermierilor români de la, cu care s-a văzut la Târgu Mureș astăzi, că va merge el și că va bate cu pumnul în masă și că va cere demisia Comisarului European pentru că, Comisarului European pentru Agricultură, pentru că nu ține cont de solicitarea României. De derogările care au fost obținute. Cât de realistă este promisiunea domnului Barbu? Ce poate fi făcut în cazul acesta? Doar ca să stingem conflictul, promitem mai mult decât putem să facem și arătăm cu degetul către Uniunea Europeană? Deocamdată am de-a face cu o declarație. Uite, m-ați făcut curios, mâine se duce? Mâine, pe 22. Eu, dacă aș fi ziarist, aș însoți. Vom avea un moment istoric. Întrebarea este cum va cere demisia. Asta vreau practic. Să vă... Nu, dar practic. Adică un comisar european e numit de o anumită țară. Nu. Practic. Cum? Vine cu portavoce, se duce la ăla în birou, unde? Cum cere demisia? Păi nu ne-a spus domnul Șarătă, ne lămâni. E ușor de spus. Când ajunge la aeroport, cum ce înseamnă aș cere demisia? Spune, domnule, vă la cadrul ședinței cu tare, voi avea 10 minute și voi cere demisia. Eu aștept acest moment în care un român, ministru al agriculturii, subordonat domnului Ciolacu, va cere demisia comisarului. Demisia ar fi o chestie. E de CNN, nu de Antena. Ar fi o premieră, da? Mă, și, O premieră în istoria României. Adică imaginați-vă că... Dar eu nici în istoria Uniunii Europene n-am auzit. Nu, nici în istoria Uniunii Sovietice. Gândiți-vă că ministrul agriculturii din România Socialistă se cerea demisia, nu știu, lui Adela Caier. Mă mai uitam, pentru că astăzi am fost surprinsă de declarație, documentam un pic asta. Phil Hogan, cred că era un comisar irlandez care fusese la nu știu ce petrecere în pandemie, a fost tras de urechi de premierul țării lui și pentru că orice comisar european, posturile sunt împărțite, nu? Pe țări, adică nu poți tu să spui că nu... Vă complicați. Eu am spus o chestie foarte practică. În ce va consta cererea? Că cer. Adică trebuie să așteptăm, să vedem, trebuie să fie un cadru oficial, o ședință, toate televiziunile vor fi cu privirile că aparatele către el, momentul istoric în care un lider român, un demnitar român, n-am zis că dacă era, va cere demisia unui comisar. Sunt tare curios, bănesc în engleză, că nu cred că cere în română. Nu, eu aștept, discut, adică mâine seară vom vedea. Deci deocamdată am o declarație, bă, mă duc, pot să fac o paranteză? Vă rog. Că eu sunt cu parantezele când tot. Când eram la Scânteia Tineretului, aveam... un tânăr, intelectual era mai la secția cultură, mai subțirel așa. Și de fiecare îl bătea unul de la secția de propagandă mai solid, da? Îl bătea la propagandă? Mă rog, îl hărțuia. Și scena era în felul următor. Ăla ședea în birou, ăsta hărțuitul, deschidea ușa și spunea, fii atent ce o să-ți fac, și o lua la fugă. Așa. Da, ca era... benzenele animate, nu? Da, nu, râdeți. Așa și la ăsta. Știu eu, ne-a anunțat că o să-i facă și o să-i... Bun, deja le-a dat lucruri. Deja conflictul era parțial stins. Deja s-a arătat, să spunem, o bunăvoință politică. Mai aveam nevoie și de asta. Păi lăsați-o pe că îi cere de... Nu, el nu-i cere demisia pentru că Uniunea Europeană nu și-a făcut, ci pentru că ăla n-a respectat... N-a respectat un vot ajunge... în Consiliul pentru Agricultură... Pune, de ce vă preocupă noastră acești fermieri? Din toate... De ce se întâmplă în Europa? Știu că sunteți specialiste în externe. E o bulucean în toată Europa. Și astăzi, gândindu-mă și gândindu-mă la emisiunea din seara asta, ceva îmi dădea cu virgulă. Și îmi dădea ceva cu virgulă pentru că sunt preocupată și de chestiunile de mediu. Și fermierii au obținut de mai multe ori derogări pentru utilizarea pesticidelor. Din Green Deal, iată, a fost exclus lucrul ăsta. Cel care a fost părintele Green Deal-ului, Franz Timmermans,
s-a retras. Totul a rămas acum pe Ursula von der Leyen. Când s-a retras Timmermans în vară, era una dintre provocările Ursulei von der Leyen, era această politică verde europeană, pentru că doamna Ursula trebuie să-i mulțumească pe cei din partidul ei, care sunt contra măsurilor impuse de Green Deal în agricultură. Și mă gândeam așa, oare... am văzut și cifre de la colegii de la Ziarul Financiar, care îmi spuneau că agricultura este unul dintre sectoarele cu cele mai mari marje de profit, de 20%. Mă întreb dacă nu exagerăm cumva, dacă fermierii nu exagerează, așa cum spunea și dumneavoastră, protestele lor sunt impresionante pentru că au mijloacele de care au nevoie ca să impresioneze atunci când ieși cu tractoare, cu combine, deja rămâi un pic blocat, și dacă nu sunt un pic lacom. Și de ce nu ar accepta, fiind o situație de criză, ca și profiturile lor să fie un pic mai mici, pentru că nu vorbim despre falimentare, pentru că de 3 ani îi auzim doar atât. Nu vrem să respectăm nimic, suntem în criză. Dacă respectăm condițiile de mediu, ar însemna să intrăm în criza alimentară. Nu ne permitem din cauza războiului. Profită un pic de situația asta ca să forțeze niște lucruri? Depinde. Cuvântul fermier este destul de larg. Am avut o... Aici, când făceam interviurile la Lefenil, acum 3-4 ani, vai și cât timp a trecut, am avut la un moment dat interlocutor pe directorul de la statistică, un om care a scris foarte mult despre agricultura românească. Și el spune, și aici e foarte mult, el spune așa, agricultura românească este ca dracu. Adică are 90% ferme cu o vacă sau două și 10% cu milioane, cu sute de hectare. Și da. Ceva de agricultură. Da. Nu, cu agricultură, da? Problema este că în Occident, Franța, Polonia, chiar Ungaria, sunt prin fermi. Baza o reprezintă fermierul cu 50 de hectare. Fermierul cu 50 de hectare, care nu-i tot una cu ăla care face cereale în Ucraina, că e clar, sunt mari trusturi, are două caracteristici. De regulă este fermă de familie, chiar dacă el o muncește, mai vin și angajat. Dar e familie, da? Green Deal-ul, în care acum trebuie să iau apărare, care a dus... Criza aceasta a dus la o prăbușire a verzilor în sondaje. Vă anunț cu tristețe pentru dumneavoastră că sunteți cu verzii. Ei nu cred că vor mai intra. Nu știu dacă vor mai avea. Nu sunt cu verzii, mă preocupă problemele. Nu v-am spus care este problema. Green Deal-ul, deci această revoluție, care nu trebuie să fie revoluție, trebuie să fie involuție, că cum a fost în Anglia cu oile, deci... Fermierii aceștia din toată Europa, care sunt foarte puternici, care primesc și subvenție, nu discut partea morală, ei spun că ei sunt o primejdie. Pentru că Green Deal-ul înseamnă treptata înlocuire a vacii cu furnicile. E foarte important. Adică oamenii aceștia au trăit din lapte, da? Mai ales că s-a cultivat foarte mult bio, da? Acum, se vrea în numele, ca să vă contrazic sau polemizez cu noastră, apărării climei, vacile, boii, oile au devenit periculoase pentru climă. Mă rog, periculos sunt submarinele și rachetele petrol, dar nu contează. Asta e foarte important. Grindelul lovești, simt pericolul că încetul cu încetul o să dispară ei ca fermă și foarte important, dacă vreți să... De regulă, fermierul în Europa e conservator. Gândiți-vă dumneavoastră, e cu familia, e cu pământul. Ai ca să devină statovenit. E cu pământul, însă e cu agricultura intensivă, pentru asta are nevoie de pesticide, iar noi produc mult, dar ceea ce ajunge la noi este de calitate proastă. Și ce facem din punctul ăsta? Eu n-am fost nici cu ursul, nici cu dumneavoastră. Eu am analizat, am încercat să-i explic o neliniște.
Problema este că aceste bulbuțele nu o lovesc pe regina de la Comisia Europeană, lovesc statele, partidele din țările respective, da? Dacă te-ai fi luat după Uniunea Europeană, Macron nu trebuia să dea legea antimigrației. Uniunea Europeană. Una este, încă o dată, la nivelul birocrației de la Bruxelles, unde totul e frumos, e pe hârtie, stai în birou, te duci, mănânci, vii, te întorci. Și alta este Meloni, Italia, Franța, în care te confrunți cu probleme reale, sau Olanda, și e riscul ca mâine să-ți ia locul un alt partid. Și atunci, probabil că vor ține cont. La noi nu lua în serios. Bă, s-a vrut și el să zică ceva pentru ca să nu, să-i mai liniștească pe fermierii români. E explicat dumneavoastră, deci povestea, deci trebuie spus, nu e în legătură cu intră în protest. Uniunea Europeană, în cadrul Green Deal, a cerut ca o parte din suprafețele agricole să rămână necultivate, să fie limitate. Da, celebra rotație de pe vremea a fost rotația în rotația să fie făcută rotația culturilor. Și fermierii au spus că au făcut gălăgie, nu la noi. Că la fermierii spun de 3 ani e război, nu putem să respectăm. Da, că nu pot, că dacă o lași părloagă e vărât irigație. Da. Consiliul Uniunii s-a întrunit și a acceptat niște derogări pe care ministrul agricol, asta trebuie spus, că ele supă. Bine, discuțiile sunt mai largi și mai lungi. Se pare că acum comisarul agriculturii este polonez și ar fi și un sâmbure de adevăr. El fiind polonez, a fost din partidul care a pierdut alegerile și ar fi lăsat intenționat agricultura europeană de izbeliște ca să le spună polonezilor, uitați, Europa era, ei fiind naționaliști. Noi singuri la nivel național ne putem ajuta. Deci contextul e puțin mai larg de atât. Îmi pare rău, nu pot să pronunț numele domnului ministru al agriculturii din comisarul. Să explicăm cu o imagine, da? Mâine, da? Când mai e? Mâine 22, da. Este cu, va fi cu 2 zile înainte de mica unire, vom asista, poate că da, la un moment istoric, un demnitar român și PSD-ist, nu premier, nici președinte, se va duce la Bruxelles și va cere demisia ministrului, comisarului pe agricultură. Mâine. Vom asista, dați-mi voie, dacă așa va fi, la un moment istoric care îmi amintește de scrisoarea a treia, da? Mai țineți minte? Deci, avem sultanul. Și, iertați-mă, ce pășunist era, era sultanul așa, și deodată vine un bătrân. Nu e cum era? Mircea cel bătrân, după porc, cu tare. Bă, dar ce frumos era. Ei, așa va fi. Ăla este sultanul, cu ăla care Mehmet, care nu știu ce, sau cine, Bayezid era. Păi da... Mircea cel bătrân cu râul Ramu este domnul ăsta, barbu de la agricultură. Deci o să fie erou național. Domnul, aștept. Și va da aprobare Marcel Ciolacu? Păi doar n-a vorbit gura fără el așa, doar n-a făcut niște promite. Păi ce ați mai văzut ministrul român să promit așa după capul lui? Vorbește gura fără el, lăsați. Oricum, domnule, încă o dată. Anunț pe telefon, fiți atenți, mâine seară, nu o să fie, când am consiliul, dar la jurnalul meu, video, o să vă spun și mă voi ridica în picioare. Cânt imnul. Cântați imnul. Domnule, în sfârșit voi fi mândru, cum să sculați voi, nu, aia e internațional. Cum e imnul la noi, iertați-mă, că nu mai știu cum începe. Da, Deșteaptă-te România. Așa. Din somnul cel de moarte, odată cu ieșirea lui Klaus Iohannis, deșteptarea, că s-a deșteptat, se deșteaptă și guvernul României și vom asista la un moment în care toate televiziunile europene vor fi, bă, gata, un ministru i-a cerut demisia, n-a zis nici măcar, bă, gata. Haideți să luăm o pauză. Eu zic să vă uitați serios pe Facebook-ul, că până mâine dimineață veți vedea că zice că s-a mai gândit. Dar mă rog. Nu cred. Dar haideți să luăm o pauză, după care... Dar de ce nu-l întrebați pe Ciolacu? Domnul, păi nu s-a făcut ora, trebuie să mai peste vreo oră două postează. Dacă e de acord, Ciolacu mai târziu. Păi nu i-a cerut aprobarea.
Sigur că da, v-am zis, doar nu vorbea așa din proprie inițiativă. Haideți să, după pauză, să vorbim tot despre valori europene și premiul pe care l-a primit doamna Maia Sandu la Timișoara. Revenim! Revenim. Domnule Cristoiu, săptămâna trecută doamna Maia Sandu a primit la Timișoara premiul Timișoara pentru Valori Europene, un premiu care a fost aprobat în unanimitate în Consiliul Orașului în valoare de 30.000 de euro obținuți din sponsorizări anonime. Anonime. Dar acum e banul ochiul dracului. Sunt discuții și la Timișoara, și la Chișinău, și la Moscova. De ce nu spune domnul Fritz de unde sunt banii? Sunt două probleme aici și ca și în cazul Nicușor Dan, eu chiar sincer am rămas uluit de, adică puteam să am o părere, n-am o părere prea bună pe Maia Sandu, dar e prima dată în istoria lumii când aud că un conducător, un președinte, conducător, să o fi calif, șeic, ia bani ca premiu, 30.000 de euro. Știu că apărătorii și băieții postați au spus și liderii de opinie care au afaceri în Moldova, ei știu cine sunt și care cântă pe site-urile lor pe Maia Sandu, mi-au explicat că și premiul Nobel așa. Nu e adevărat. În primul rând că premiul Nobel nu, când se dă, se dă de regulă la dizidenți, adică oameni care nu șef de stat, când s-a dat atunci pentru Oslo cei doi buși cu Arafat au dat bani, dar încă o dată, premiul Nobel, un premiu, contează prin prestigiu. Deci, nu cred că Gabriel Garcia Marquez a zis am luat $1,000,000. A zis am luat premiul Nobel. Când mă uitam astăzi să văd ce premii europene mai sunt, de ce are nevoie Timișoara să dea un premiu de 30.000 bani, de nu euro, conte, nu, domnul Fritz a spus că este așa ca să dea greutate. Era nevoie și de niște Domnișoare... bani ca să statuiesc. Dar că cel mai prestigios premiu pentru personalitate europeană, premiul Charlemagne, da? Da. De Germania. Știți în ce constă? Da. O medalie și suma simbolică de 5.000 de euro. 5.000 de euro, sumă simbolică. Timișoara dă 30.000 de euro. Nu există încă o dată un premiu, am mai povestit. Eu am casa plină de diplome. Eu, Cristoiu, nu am luat bani, nu există. La un premiu este, nu cum să spun, este prestigiul premiului. Am spus, am luat premiul Nobel. Nu zice, am luat 1,000,000. Că atunci facem în felul următor. Toți miliardare, toți și de gheorțane de la noi pot să facă un premiu de 50.000 de euro. Premiul de 100. În cazul de față avem, în cazul ei, mai este o problemă. Ea nu a luat premiul pentru că în timpul ei liber a făcut o statuie din brânză. Bă, poate nu. Ea a luat premiul pentru ce a făcut ca șef de stat. Dar cum nu s-au gândit ei, nici cei care i-au acordat premiul? Bine, m-am uitat, eu am foarte multe semne de întrebare. Cei care i-au acordat premiul sunt un juriu format în special din personalități artistice, Mircea Cărtărescu. Nu contează asta. Așa, dar cum nu s-au gândit ei înainte, dacă doar nu a fost așa, vai, în acel moment a deliberat juriu și surpriză Maia Sandu, nu știau din timp aici avem că ea a câștigat. Avem două probleme. Unu, acest premiu este dat de primărie din sponsorizări date de companii și firme care depind de primar, punct. Afacere de corupție. Asta pe de-o parte. Păi nu, stați să ne lămurim. Păi nu, stați un pic. Olguța Vasilescu a fost reținută o noapte și de-abia acum s-a terminat procesul pentru că în primar de Craiova fiind, o firmă a sponsorizat primăria vopsind un bloc. Nu, n-ai voie, pentru că imediat a venit DNA și a zis, bă,
Aha, ai sponsorizat cu ăla, dar tu din felul acesta ai fost înțeles cu ea așa și din coace. Nu știu, poate că domnul Fritz este, cum să zic, cinstea întruchipată, dar eu nu pot să nu am prezumția de suspiciune că niciun om de afaceri nu-ți dă nici măcar un euro până când nu știe că obții ceva. Asta e una. A doua, uluitor este ea. Deci, ea este președintă, nu... Și sigur a știut, primi un bani. Primul lucru pe care îl făceam, îi spuneam, bă, nu-mi dai bani. Vă jur, domnișoară, eu, dacă mie m-a anunțat cineva că iau 30.000 de euro, nu eram de acord. Deci 30.000 de euro, nu ați încă o dată. 30 de laptopuri, ca să zic așa, da? Bun. Ea nu face asta, ajunge acolo, da? Bun, presupunând că e ce greu. Și nu era niciodată, spunea, domnule, știu că acest premiu este și în bani, eu nu iau, nu primesc banii, da? Se duce la Chișinău, știți pentru ce se bate ea acum? Să pună mâna pe ei, adică ea a cerut, cum să ceri? Stai să ne lămurim. Eu nu pot să cred că să pună mâna pe ei, dar nu cred că pentru folosul ei personal, nu știu. Păi n-a anunțat, domnișoară, nu păi înțeleg. Păi asta zic, n-a anunțat. Cum? Că, dacă iau premiul lui, vă mulțumesc pentru premiu, banii îi voi dona fundației. Banii dar ce n-a zis atunci? Conturile. Păi n-a zis niciodată. Dar nu numai asta, s-a dus la Chișinău, când a izbucnit scandal, s-a adresat comisiei la anticorupție, nu că dacă poate, ci dacă e cadou. Dacă ăia spun că nu e, dacă e cadou, atunci trebuie să-i depună. Orice cadou, doamne, dacă nu ia, ia. De ce credeți că ochiul dracului credeți că ochiul dracului nu se uită și la Maia Sandu? Este, domnișoare, dacă vrem, eu nu cred. Nu vine să cred că nu Maia Sandu, un politician, un primar, ce vreți, ia bani ca premiu. Nu știu, ceva e în neregulă. Și nu putem să spunem că n-a știut. Deci, acum, iar el, în loc să vină și să spună, băi, uite, după scandal, noi am hotărât, am vorbit cu apropo. Nu, că n-au ajuns încă banii la aia, domnișoară, dar totuși uimitor, da. E ceva, nu că n-au ajuns banii la, dar nu s-au gândit înainte. Nu, domnișoară, el vedea să spună așa, în urma acestui scandal, am vorbit cu doamna la telefon și am hotărât, unul, sau le dăm înapoi sponsorilor, treaba voastră, sau sponsorii nu mai vor, și am hotărât să cumpărăm, nu știu, 500.000 de cărți și să le din România. Le trimitem la Chișinău. Păi, dar nu, dar ea nimic. E singura lui discuție și că n-au trimis încă banii. Nu, nu, ascultați-mă, nu există. Vă spun și dacă făcea asta sormea. Nu există ca politician să accepți bani. Pentru că fundamental pentru un politician ca ei este ca și la Shalman prestigiul premiului. La premiul Nobel nu contează banii, nici nu contează faptul că ai luat premiul Nobel. Nu zice, Marchez n-a luat premiul, că am dat un exemplu, sau Faulkner, premiul de 1.000.000. Și bă, am luat un premiu de 1.000.000. Și care e valoarea? Am luat laureat al premiului Nobel. Ce se trece în CV-ul ei? A luat un premiu de 30.000 de euro. Premiul Timișoara pentru valori europene. Deci despre ce vorbim? Și nu mai zic. Oricum se creează un precedent, nu? Și la Timișoara, pentru că nu e ca și cum premiul ăsta ar fi dat doar anul ăsta. Dar Nicușor, dar nu poate înființa unul? Ba da, cum să nu? Cu București cât? Pentru valori europene. Mai mult că e București. Dar îi 50-60 de mii că e București. Și ăla cu ce? Lui Zelenski, cu să-i dea? Nu știm, uite, mă, de ce să ia Zelenski toate ce premiile? Ce-ar fi să fie o cursă între toate primăriile din capitală, da? Nu, din România, premii. Nu? Premiul Vaslui pentru valori moldovenești. Zice, nu, ia zice, scutare, premii, da? Premiul Cluj pentru... Da, la Miercurea Ciucu, cum ar fi? Nu știu, premiul pentru temperatură sub zero, da? Bă, ce frumos ar fi, da? Nu? Da. Bă, rog. Haideți să trăim vremuri frumoase. Trăim vremuri frumoase și interesante. Nu, abia aștept să văd cine câștigă premiul de la anul. Timișoara pentru valori europene. N-am serioase în el, că nu cred că domnul Fritz va mai fi primar, din câte știu sondaje.
Dar haideți să... Să le dea ăla, robul, că robul am înțeles că e ce vreo 10%. Și le face și o serenadă, da, când da, mai întâi le cântă da. Ceva la... Le face imnul da. Pentru premii. Haideți să mai luăm o pauză și revenim imediat. Revenim la gândurile lui Cristoiu și la valorile europene, domnule Cristoiu. Apropo de Republica Moldova, premiul pe care doamna Sandu l-a primit la Timișoara a stârnit și o reacție, să spunem, foarte dură, dar nu dură, obișnuită, așa, adică noi suntem obișnuiți cu discursul doamnei Zaharova, care este purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Afaceri Externe al Rusiei, care a ținut un discurs foarte lung la, referindu-se la premiul pe care l-a primit Maia Sandu și, printre altele, se leagă dânsa și de românii care sunt în Republica Moldova și de care este nemulțumită. Și ajungem astfel la, sunt în funcții publice, doamna Dragu, doamna Boagiu, și ajungem la topul săptămânii, pentru că și domnul Dănileț, pe care îl avem pe al cincilea loc în topul săptămânii, se pensionează, ia pensie, s-a pensionat, a semnat domnul președinte decretul de pensionare. Și pleacă și dânsul în Republica Moldova să pună umărul la construirea democrației moldovenești. Uite, asta anunțăm, este un subiect care ar merita o parte specială în emisiune, acești oameni care sunt vreo 15 în jurul. Există două posibilități ale acestui gest care este unic. Saladin, când a ajuns, când a ajuns sultan în Egipt și a adus sirieni. Adică, cred că doamna, o explicație, doamna nu are încredere în moldoveni. Și dar noi pe cine să aducem? Noi pe cine dar, să aducem? Dar, atenție, ce vă spun, că profităm de Danileț. Poate să fie o știre. Eu cred că este o pregătire să candidezi la președinția României. Domnul Danileț? Nu, ea. Ea. Păi nu, misterul, eu v-am explicat, am plecat de la Danileț, că e locul 5 la top, pentru a spune că e ceva neregulă. Păi e. Bun, există două explicații. Sau ea nu are încredere în propriul popor și aduce, orfi nu e, cum ziceți, bună, genial, noi pe cine dacă să aducem, da? Sau pregătește o echipă de campanie care până la urmă va fi echipa ei de campanie în candidatura de aici, poate și banii. Poate banii sunt de campanie, poți să știi. Că nu cred că își cumpără o poșetă. Haideți să vedem. Câte poșete își poate cumpăra cu aia, nu știu, că nu mă pricep. Păi depinde acum. Vreo de 5. Poșete de 30 de mii poate să fie una singură. Așa e, da, poate bun, să ajungem, fie una da. Singură. Haideți să vedem pe Nicu locul Șordan. Al patrulea, Nicu Șordan. Da, l-am putea, da, noi îl propusesem pentru ce a semnat el acolo, zicând că a venit un cetățean la el să semneze ceva ca primarul. Ca primarul. Dar am văzut acum în pauză o declarație a lui, care pentru asta merită chiar locul 2, că ea, Gabi Firea, e favorită la alegeri. Eu n-am auzit până acum ca un contragare, dar spune, nu știu, Trump să spună, bă, favorite Biden. Păi, nu, când a câștigat Trump în Iowa, imediat Biden a ieșit și a spus, vedeți că ăsta stă foarte bine în sondaje, veniți și dați-mi bani ca să îl învingem. Poate asta e și strategia domnului Dan. Vedeți că e firea nu m-am gândit. Preferată. Da. Susțineți-mă ca să nu... Ca o să-i dea doamna Șoșoacă. Eu cred că poate să candidez din partea partidului doamnei Șoșoacă. Vă rog. Pentru că ajungem... ajunseserăm la alegerile din America, vorbiserăm despre ele. Pe locul al treilea, Ron DeSantis, guvernatorul republican din Florida. Da, din punct de vedere oficial, este o știre extraordinară și o mare lovitură dată de Trump. Neoficial există speculații, există, nu m-am aventurat, nu pot să spun, și anume,
că statul paralel, că au stat serios la ei, l-a obligat pe ăsta să iasă din cursă ca să rămână... E un fel de... Nicky Haley. E un fel de... caracterizație. E Alina Gorghiu de la noi. Cu cine ați care? Hai că mă pricepe la astea. Cu cine? Nu pot să, cu cine să compar pe Nicky Haley. Nu știu, ca mod de a fi. Ca mod de a fi... Vedeți că nu știți. Nu știu, pentru că... Nu, Maya totuși Sandra. Totuși mi se pare mult peste orice am avem zis, noi. Eu știu peste că eu am zis la american. Am vorbit de american. La americani... Bun, deci există... Poate, adică mie, sincer, mi se pare și peste Kamala Harris, dacă vreți. Bine, Nicky Haley. Kamala Harris este și Alina Gorghiu. Bun. Problema este că se propune, varianta este următoarea. Ăla s-a retras și atunci, dacă lui Trump îi se întâmplă ceva, ceea ce în America e ușor, că poate să facă pușcărie, atunci rămâne ea candidată. Și există, ați auzit poate de varianta, că și în locul lui Biden în acel moment vine Michelle Obama. Așa, domnule, totul e posibil. Eu am spus... Absolut, deci, păi n-a candidat și Hillary. Adică, păi dacă acum ați observat că așa este, candidează soțul și apoi soția și apoi cumnata. Bun, trecem mai departe. Trecem la locul al doilea, nu pot să-i pronunț numele oricât de bine m-aș pricepe la externe, premierul Vietnamului. Da, ia spuneți că zice, ce e el în Vietnam? Membru al biroului politic al cui? Partidului Comunist. Cumva? Ah, v-am zis eu când eu sunt comunist, sunt mândru. Aud și eu cuvântul membru al biroului politic al Partidului Comunist. E interesant că la noi tefeliști n-a făcut nimeni gălăgie. E același o regim ca în China, e comunist. În Vietnam conduce comunismul. Da, dar merg bine cu economia. Hai, Dumnezeu, nu. Acolo a fost domnul Biden și unde pune președintele american talpa. Chiar dacă e comunism... E frecventabil. E frecventabil și în consecință a venit ăsta. Domnul Iohannis a fost un mare adversar al comunismului. Așa am citit-o în cartea lui, pas cu pas, capitolul 1. Ați ajuns și la al doilea? Da. Yeah. Bun. Stați să vă spun. Stai, nu mai avem cum? Timp. Trebuie să spunem cine e pe primul loc, da, și gata. Da, și apoi vă povestesc cum am citit cartea pas cu pas. Știți că am citit-o în premieră, în variantă neapărută. Pe primul loc. Adrian Axinea, deputatul acesta aur, care a reușit un lucru fundamental. L-a înviat pe Klaus Iohannis. L-a deșteptat din somnul cel de moarte. Doamne, este uluitor. Ați văzut ce înseamnă un gest? Nu? Da, a fost... Nu mă așteptam la unul. Nu mă așteptam la unul de la unul. Spunem despre ce este vorba, nu? Că domnul Axinia, săptămâna trecută, a depus plângere da, la poliție. Nu, da, a depus la Cotroceni, acolo. Și ce? A spus că depune plângere pentru că a dispărut domnul președinte Iohannis. Corect. Nu mai apăruse de la începutul anului. Și iată că a apărut domnul președinte. Uluitor a fost. Rar am văzut o acțiune care să aibă un efect atât de imediat, chiar potrivit interesului național. Cooperarea strategică cu Vietnamul. Nu, a venit domnul Iohannis, s-a deșteptat din somnul cel de moarte potrivit versurilor din imnul nostru. Vă rog, ziceți. Păi ăsta a fost topul săptămânii, ăsta a fost primul loc. Domnul Adrian Axinia, care l-a declarat dispărut pe președintele Iohannis. Astăzi aflăm de la administrația prezidențială totuși că domnul Iohannis a fost dispărut, dar nu a avut nici câte măcar o zi mai de avem? Concediu. Nu mai avem. Data viitoare să-mi amintiți cum m-am dus eu la ambasada Vietnamului acum vreo 10 ani cu Marcela Ferraru să ne ducem în Vietnam. Scurt, da? Să nu întreb. Am depășit și depășirea de 2 minute. Bine, îmi spune Mădălina. Da. Ne revedem lunea viitoare aici pe Aleph News de la 22 la Gândurile lui Cristoiu. Domnul Cristoiu ne va povesti despre cum a fost la ambasada Vietnamului. Ca să mă duc să văd lupta eroică a poporului vietnamez.